Stimați contribuabili, bine v-am găsit. Aș începe cu o problemă, să-i spunem, de ordin cetățenesc. Dacă ni se permite, având în vedere că suntem aici tatăl și unchiul Motanului Tomiță, iată-l pe tatăl, și în partea cealaltă a ecranului, aici este unchiul său. E bine, vrem să facem un apel la bun simț, la CNA, în general la toate organizațiile pisicești, motănești, că acum am înțeles că e la modă. Spune unul mâna pe fund, zici că e hărțuire sexuală. Te trage cineva de coadă ca motan, sari în sus că este vorba de Hagi Tudose. E bine, aici vreau să ajungem, la Hagi Tudose, motanul care am înțeles că rămâne singur acasă, pentru că așa e societatea de consum. Trebuie să-ți lași copiii motanii singuri acasă, tu trebuie să te duci să muncești ca prostul. Și atunci motanul rămâne singur acasă, iată educația lui are de suferit. Timpul ăla de calitate pe care îl pretind tutele că l-ar petrece cu familia nu se mai acumulează și atunci el rămâne în fața televizorului, motanul. Stă în fața televizorului, ce aude? Dă pe Digi Sport că este fan fotbal, aude numai de Hagi. Dă pe Digi 24 că știe că taică se lucrează la o televiziune de știri. Mai vrea să audă și el acolo, aude numai de Tudose. A, motanul este într-o situație jenantă, complicată. Chiar a început, am înțeles, să-l doară și capul de la asta. Are reacții de-astea epidermice, sare pe pereți. Cum, imaginați-vă puțin oameni buni, distinși și membrii CNA, cum este ca motan să auzi numai de Hagi și de Tudose toată ziua la televizor? Noi facem un apel, motanul scrie, am înțeles, la ora asta, cererea către CNA. E semnată deja, am văzut pe Viber, de nu știu câți motani. Din, e vorba de minoritatea motanilor din România. Așa, cât mai mulți dintre ei se vor aduna să semneze această petiție către CNA, o să facem și noi hashtag libertate pentru cotoi, să vedem noi cum îl dăm. Și încercam să fac un apel la societarii emisiunii, la cei care iubesc 11metrismul, la toți nesimțiții din România, cei care ne patronează această emisiune, ne-au sponsorizat sufletește din totdeauna, să vină în ajutorul cotoimii, care, iată, traversează clipe grele. Noi, practic, din acest moment, nu o să le mai spunem celor doi pe nume, regele și premierul e de ajuns. Vreau să spun că l-a lăsat pe Tomiță într-o stare de tulburare avansată. Scria un memoriu către CNA. A spus că e absolut imposibil pentru un motan să urmărească televiziunile din România în care tot ce se aude e când e vorba de fotbal Hagi și când e vorba de politică Tudose. Da, am fost, cred că, cât se poate de clar. Acum, sigur, nu avem mari speranțe la CNA, pentru că acolo unul a fost Crainic la Rapid, alții sunt puși de PSD, alții sunt puși și simplu scorpii, sau poate chiar scorpioni în funcție de zodiac. Așa că speranțe mari n-avem de acolo, de asta către oamenii muncii ne îndreptăm. Dar către hărțuitele astea de pe stradă, că astăzi nu mai știi ce să faci cu o femeie. Exact așa se întâmplă și cu motanii. Ce faci cu un motan dacă îl vezi pe stradă? Te duci, pisu, 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 dar dacă îi pui mâna pe coadă, automat el sare și spune, sigur, ai văzut. Așa și cu femeia, nu mai știi. Că dacă nu te duci la ea, zice că ești prost, că n-ai avut inițiativă, că ce fel de bărbat ești tu. Adică stai doar așa și te uiți, păi, dar ce ai vrea să vină ea să ți se pună în brațe? Te duci și pui direct mâna pe fund în metrou sau în autobuz, plângere, CNA, plângere penală, ați văzut? MC s-a interzis astăzi o emisiune, echivalentul românilor au talent, La France a un incroyable talent, se numește, pentru că moderatorul i-a fi pus mâna pe fund uneia dintre participante, sau mă rog, uneia, câtorva. Zeci de participante, cum era și firesc că omul avea funcție. Da? Cu funcția te duci astăzi și pui mâna pe fundul femeilor, că dacă lucrezi la șanțuri nu-ți permiți. Dar dacă ai o funcție, da, nu mai știi ce să crezi. Ia să duce repede, te dă în judecată, ce lume e asta, bă? Da, și motanul ăsta s-a trezit insultat la televiziunea pe care o plătește TAS-ul. Adică, bă, plătește abonamentul, vreau să spun. Insultat acest cotoi literalmente de dimineața până seara sau mai degrabă de la prânz până seara cât lipsește TAS-ul, da? Și că l-a găsit într-o oală dimineața, vrea să-și dea foc. Vă dați seama? Da, o sinucidere ar fi fost, dar e păcat, totuși un motanel tinerel, are câteva luni, are 5 luni și cred că un hashtag așa, nu știu, Tomiță liber sau
Mitu, Tomiță, da, cred orice, că ar merge. Orice. Da. Mai ales că sunt suficiente asociații de astea care chipurile veghează la protecția animalelor. Acum vreau să vedem și noi. Au în instalație sau n-au. Sau erau de fapt numai după căpătuială, cum îi bănuiam noi. Da, domnule, stârpiți-i, domnule, pe ăștia. Să nu mai auzim de Tudose, să nu mai auzim de Hagi, să nu mai auzim de repere dintre astea monacale, așa, hitlerești aproape, da? Se poate compara foarte ușor pentru un motan să audă toată ziua Hagi și Tudose asociați la o înțepătură de telecomandă, dar uneori sunt asociați chiar în aceeași frază, chiar de același post, da? Pentru că de la politică se trece imediat la sport și așa mai departe. Totul este vezi un alegerile de săptămâna viitoare de la LPF. Sigur. Vom avea alegeri lunea viitoare. Astăzi avem meciuri în Europa League, aproape că nici nu ne mai interesează după aceste evenimente, ne-au bulversat în calitate de unchi. Eu sunt practic, cum spun nașii, sunt practic partea spirituală a creșterii lui. Tu te ocupi să-i dai de mâncare, corect, să-l bazi, să-l culci, să-l trezești, dar eu sunt cu partea spirituală, fiind unchi. Motanii n-au nași, dar pe ei nu-i duci la biserică să-i nășească acolo și atunci unchiul face aceste... Absolut. Tabieturi, să zic, da? Părțile astea poate mai moi din bine, până la urmă, Radu, unui motan. Vezi că intervenim și noi pentru cineva în viața asta. Odată intervenim pentru cineva, să salvăm pe cineva, da? Folosim practic imaginea și posibilitatea de a ne adresa tocmai pentru a salva un biet suflet. Am monopolizat emisiunea, l-am rugat și pe șeful statului să întârzie un pic plecarea la Bruxelles. Popo, pleacă totuși astăzi din țară șeful statului, nu mergem cu plângerea până acolo, știm că are treabă, că este ocupat, dar o facem către instanțele abilitate, dă-l încolo de fotbal în condițiile astea, atât că ne omoară familiile dane. Corect. Sunt mulți dintre noi, cum este și Dan Bâra, care n-au apucat să-și întemeieze o familie, nu o să intrăm în amănunte de ce, asta e viața jurnalistului și atunci au grijă și ei de un cotoi. Da, toată viața lui, el s-a imaginat tatăl acestui motan, dar vă imaginați un pic ce poate să fie în sufletul acestui om. Motanul ăla va crește, va trebui, da, să-și desăvârșească educația, să îi facă dan, sigur, să-i fac și eu, mijloacele pe care le-am, puținul pe care le-am, să-i ofer, da, să-i deschidem un drum, să n-ajungă un motan de ăsta de șanțuri, un motan de suburbii. Aia trebuie să-i face și noi, omului, da, un drum în viață, un rost, să-ți găsească după aia o pisică. Da, corect, dar altfel va fi traumatizat o viață întreagă, nu? Tulburat și cu probleme psihologice, neîncrezător în propriile puteri și așa mai departe. Sigur, deci astea sunt momentele în care nu trebuie să fii neglijent. Absolut deloc. Da? Că noi nu-i dăm tabletă, uite, dăm doar televizor. Deocamdată, are telefon mobil? Nu, nu i-a luat. Iată, vezi, un tată responsabil, n-are mobil, n-are tabletă, pe laptop am înțeles că să mă ajută când te enervezi tu la telecom. Sare un pic. Mai sare că nu sunt acasă, să ce stați acolo, găsesc trâ, și așa mai departe. Televizorul, acum, în epoca de astăzi, nu puteai chiar să izolezi săracul cotoi, da? Să nu mai depinde de nimic. Pe atunci ce să trimiți la cratiță, ce să facă? Da, așa este, nu. Are un pic de libertate, asta e adevărat. Dar libertatea lui este pusă în primejdie de aceste odioase întâmplări. Bun. Bun, asta fiind spuse, fraților, să ne mutăm în Israel, unde FCSB-ul joacă în această seară o carte mică, spre minuscul așa, dar sigur importantă în drumul său spre calificarea în 16-mile Europa League cu israelienii de la Berșeva, o echipă la ananghie în propriul campionat, dar care are încă perspective în Europa League, într-o grupă funestă, aș spune, cu Plzen și Lugano, celelalte două echipe, nici să le fi pus cu mâna să puteai să îi dai stele o mai mare șansă de calificare. În cazul unui succes astăzi în Israel, zarurile ar fi deja aruncate în această grupă, dar noi am găsit, pentru că ăsta este rolul nostru și cu precădere al meu, să găsesc situații cât mai complicate, cât mai veninoase, cât mai pe neplacul publicului spectator și am găsit o variantă în care FCSB-ul ar putea totuși să rămână acasă la capătul acestei grupe, că asta mă interesează pe mine. Și anume să piardă în Israel, să facă maximum un egal în retur. Să zicem că îi domină acasă, ia stau cu autobuzul în poartă, nu intră mingea. Te bate acolo Berșeva la un gol, un 11 metri ceva, se poate întâmpla și la case mai mari să pierzi un meci. Acasă nu-ți intră, nu-i bați, așa. După care, dacă Plzenul ia 6 puncte cu Lugano,
în timp ce Steaua joacă dubla cu Berșeva, cehii se întâlnesc cu sperietorile alea din Elveția, îi bat de două ori, ajunge Plzen la 9 puncte, că deja 3 are. În aceste condiții, Steaua și Hapoel Berșeva ar avea câte 7 puncte, dacă Steaua ia doar un punct și aia iau 4. Nu? În condițiile astea, ar fi Steaua la egalitate de puncte după 4 runde cu Hapoel Berșeva și la 2 puncte în spatele victoriei Plzen. Deci, dintr-o calificare care este ca și rezolvată în momentul de față, s-ar ajunge la o situație relativ stânjenitoare, mai ales că Steaua ar mai avea de jucat în Cehia și dacă ar fi învinsă acolo de Victoria Plzen, ar fi eliminată chiar dacă ar bate pe Lugano. Deci da. Există și această variantă, sigur ea mai trebuie un pic șlefuită, dar se poate ajunge la ea, am prezentat-o. Ca români, suntem obișnuiți cu schimbări de-astea bruște de situație, mai ales în cazul în care pornim bine și terminăm foarte prost, cum ne-am învățat de atâția și de atâția ani. Totuși, Steaua nu are chiar motive să fie îngrijorată înaintea acestei duble cu Hapoel Berșeva, un adversar care traversează și el o formă destul de modestă și Steaua traversează o formă modestă, asta este cât se poate de adevărat, dar cred că marele avantaj al bucureștenilor în momentul de față este faptul că nu este Alibec în lot. Alibec care strică foarte multe faze. De ce? Pentru că se precipită, traversează și el o zonă gri în care nu prea au ieșit lucrurile în începutul de sezon, vrea să repare și nu prea iese. Motiv pentru care strică și jocul colegilor. Fără el s-ar putea ca Steaua să exprime mult mai coerent. Da, dar și dacă nu se exprimă, două de Alibec va fi imens. Nu o să fie foarte mare, pentru că la meciul retur Alibec va fi în teren. Am auzit intervenția absolut hilară a patronului Gigi Becali la DigiSport, care a intrat în direct în timpul unei emisiuni și a spus în felul următor. Zice, domne, Alibec nu e treaba mea, Dică decide, el face absolut ce vrea, dar neapărat la meciul retur vreau să fie pe teren, pentru că până atunci Dică are timp să rezolve situația. Okay. Nu mă interesează, dar dacă nu-l bagă, o să-l bag eu pe teren. Sau dacă nu-l bagă, o să aibă de-a face cu mine. Asta de la sine înțeles, deci, da. Deci a se citi aici, în tur nu-l bagă pentru că n-am vrut eu. Da. I-am spus eu, bă, nu-l bagi. Nu-l bagi să-l învățăm minte, dar în retur îl bagi, că așa zic eu. Dar la televizor vin și spun, Dică face ce vrea. Da, dar face ce vrea, el exact. El decide. Da? Deci așa este situația. După cum știți, la Berșeva patroana este o doamnă, o doamnă bine, o doamnă interesantă, că am zis că a redresat din punct de vedere financiar foarte bine echipa. Sigur, nu la nivelul lui Gigi Becali, dar nici nu pretinde cineva că se poate face o asemenea remaniere financiară la nivelul lui Becali, care evident a scos Steaua din morți, ca să nu spun direct din căcat, și a făcut din ea un club absolut uriaș, un club de standing european, dar pare că și duduia asta cu care Gigi nu vrea să schimbe o vorbă, pentru că el și-o imaginează numai la cratiță, așa, conform vechilor scripturi, să nu intrăm în amănunte. Alea sunt atât de primitive, sau mă rog, atât de imbecil interpretate, încât pot să te ducă la o astfel de situație. Da, sigur că Gigi, fiind Gigi și trăind într-o țară anormală ca a noastră, n-are de dat socoteală nimănui. Reamintesc că nici Corneliu Vadim Tudor, care a înjurat toate femeile de pe Mapamond la televizor, da, cu cuvinte care nu pot fi redate, nu pot fi traduse, n-a fost niciodată pedepsit. Deci nici Becali, care este în România o personalitate de doi bani, deci le cântă practic sau îi se cântă isonul de către toată prostimea care conduce această țară pentru că este omul lor, nu va fi niciodată tras la răspundere de către nimeni. Vor plăti televiziunile dacă el înjură, da, vor plăti cei de pe stradă care îl vor înghionti după ce înjură el. Da, aici nu intră în calcul nimic. Deci el poate să spună ce vrea despre oricine pentru că nu riscă nimic. Este tratat ca un